Avem două reguli aici care se compun dând niște caracteristici extraordinar de importante. Regula 1 este că geneza personalității urmează sociogeneza. Deci, practic, orice om va trece prin etapele istorice prin care a trecut omenirea în dezvoltarea personală. Asta este o treabă biologică. Se mai adaugă încă un val de memorie, se mai adaugă încă un val de experiențe, încă un val de reflexe sociale la bagajul genetic al fiecăruia. Și atunci, în dezvoltarea personală, trebuie scanate toate adăugările anterioare până la momentul actual. O a doua lege este legea dezintegrărilor pozitive. Și aceste două legi ne dau nouă posibilitatea să înțelegem dacă am priceput foarte bine, foarte clar, foarte adânc fenomenul, ne dau posibilitatea să înțelegem cum se poate face dezvoltarea sau recuperarea abilităților care la un moment dat au fost pălite sau distruse, aparent distruse. Bun, haideți să vă prezint întâi în detaliu despre ce e vorba cu legile respective, care toată lecția de astăzi vom compune ca să înțelegem jocul acesta de decizii, de compromisuri, de cedare de la verticalitate, de pierderea orizonturilor, de pierderea idealurilor, de renunțarea la emancipare personală sau jocul de recuperare a tuturor acestora, care se face prin dezintegrările pozitive. Când apar, cum apar, trebuie să le recunoaștem, să le recunoaștem până în genele noastre că așa sunt, altfel nu putem înțelege foarte bine ce se întâmplă cu o persoană care are potențial înalt și prin ce frământări trece în momentul în care încearcă să se emancipeze, să se lanseze, să-și dezvolte potențial la nivelul maxim. Nu-i deloc simplu. E un subiect teribil de delicat și fascinant. E absolut fascinant. Să începem cu etapele de dezintegrare pozitive. După care vom vedea când, cum, unde, de ce și ce se petrece. Când apar. În etapa întâi de dezintegrare pozitivă, conform lui Casimir Dabrowski, omul este altruist cu el însuși, egocentric și cu tot restul. Da. Caracteristicile lui de bază sunt următoarele, foarte clar. Este foarte mulțumit de el însuși, nu dorește să dezvolte o competitivitate înaltă, pentru că el e o perfecțiune sau ea e o perfecțiune. Nu e responsabil de nimic și nu își ia niciodată, repet, niciodată, nu își ia responsabilități sau vreodată se simte că e vinovat de ceva. Niciodată nu se recunoaște a fi vinovat. E, într-un cuvânt, buricul pământului. E un consumator de resurse, dar nu e un producător de resurse. Caută să se poziționeze în cea mai bună formulă cu putință, astfel încât să aibă avantajul competitiv cel mai mare și pentru asta, dacă e nevoie, calcă pe cadavre. Poate fi inteligent, înțelege repede regulile jocului și le aplică, dar categoric nu este deștept, nu are viziune și niciun caz nu este înțelept. Deseori are sentimentul că e persecutat de alții pentru că nu-i mai ies exact pasențele. Nu are criterii morale. E un consumator fără reguli de opreliște, fără sistem de autoinhibiție. Cam 86% din populația umană este pe stadiul de dezintegrare pozitivă. Prezintă frustrări. Iar în clipa în care se dezintegrează ca personalitate, din cauza unor evenimente oarecare, are mai degrabă tendința dezintegrării negative și căderii în bestialitate. Cum arată căderea în bestialitate? O vedem foarte limpede în timp de război. Sau,
când se adună o masă întreagă de persoane în stadiul 1 de dezintegrare pozitivă, de exemplu la meciuri. Când, cu sau fără motiv, de fapt fără motiv, încep să se bată între ei sau chiar să-și producă accidente grave, strică, n-au respect față de nimic, se manifestă ca o hoardă. Aproximativ, imediat, 2-4% dintre cei din stagiul 1 de dezintegrare pozitivă trec în stagiile superioare. E un etaj extraordinar de stabil, e autojustificativ. Ei nu simt nevoia să se schimbe. Sunt foarte mulțumiți de cum sunt. Se văd foarte repede la nivelul modului în care se prezintă. Caută să fie eleganți, să fie vestimentar atractivi, să fie... va joacă cumva jocul păianjenului cu musca. Îi prezintă foarte mult pe exterior, la formă, niciodată la fond. S-au făcut cercetări asupra profesiilor pe care le adoptă. O gamă foarte largă de profesii, dar printre altele, 99,99% dintre politicieni sunt pe stagiul de 1 de dezintegrare pozitivă, la fel se întâmplă cu militarii de carieră. Este uluitor, deci s-au făcut studii pe profesii. Uneori apare câte un politician care este atât de rar că îl semnalez istoric, care nu e pe stagiul 1 și care pune suflet în ceea ce face. Problema este că asta ține de caracteristica, una dintre caracteristicile etajului întâi de dezintegrare, de plasare a persoanei pe poziția optimă ca beneficiu, minimă ca efort. Raportul efort-beneficiu să fie cel mai mare. Da, da, Irina. E, asta cu dezintegrare e un lucru foarte interesant. În momentul în care un om care se află într-un stagiu în care stă liniștit, primește un șoc de personalitate foarte puternic din partea mediului social sau natural sau așa mai departe, el se reconfigurează ca om. Începe un proces de dezintegrare a personalității foarte dureros, în care ajunge poate chiar la limita instabilității psihice, în care se poate îmbolnăvi organic, în care își revizuiește toată viața, se reconsideră integral în toate felurile, își pierde încrederea în el, își pierde energia, își pierde demnitatea, își pierde tot ce avea. Și se reconsideră, practic moare ca personalitate. Fizic trăiește, dar ca personalitate este absolut o ruină în viață, e un mort în viață. Până când, în perioada asta de împupare, aș spune, toate stagiile de dezintegrare, eu le pot asemui fără discuții cu o metamorfoză, la fel ca la fluture, dintr-un stagiu larvar ajung să se împupeze, după care ajung la fluture în stagiul 2 să fie fluturi, să zboare. Ei, la om nu ajunge să zboare decât în stagiul 5. Perioadele de împupare reprezintă trei etape foarte serioase. În stagiul 5 e stabil. Nu se mai întâmplă nimic, mai și în stagiul 1. Însă pe stagiile 2, 3, 4, el e totalmente instabil și e un om care luptă din răsputeri pentru a se ridica de pe burtă în genunchi, din genunchi în picioare și din picioare să zboare. E foarte greu ca proces. E un proces în care permanent omul are o ardea furcă multe tot cu el însuși și cu propriile gândiri, percepții, înțelegeri. Odată ce ai intrat în stagiul 2 de dezintegrare pozitivă, în care, acum fac o prezentare sumară a stagiilor foarte pe scurt, el nu mai este egoist cu tot mediul și altruist cu el însuși, devine altruist cu familia, de exemplu, cu câțiva oameni, e foarte altruist în stagiul 2.
egoist în rest. În stadiul 3 este altruist cu cultura lui. Deci cu mediul lui, cu grupul lui cultural, cu cei de pe strada lui, cu cei din cartierul lui, cu cei din orașul lui. Așa, dar egoist în rest, nu-i recunoaște pe ceilalți. Poate fi un bun ungur, dar nu e un bun cetățean în general. Deci dacă vedea altceva care nu e ungur, atunci se supără. Dar cu ungurii e deschis în etapa 3. În etapa 4 este deschis pe față de omenire. Acum nu mai contează că e ungur, că e țigan, că e armean, că e rus, că e orice ar fi, nu are importanță. E om și atunci îl tratezi pe drepturile omului și respecti condiția umană și așa mai departe. Deci asta este în stadiul 4. În stadiul 5 ajunge să fie altruist cu ecosistemul. Deci nu mai omoară, respectă viața, se ferește să calce pe furnici, suferă când se taie un copac, are sensibilitatea personală ridicată la nivelul ecosistemului. La fiecare dintre stagii respective, din punctul de vedere al creierului mamalian și al percepției afective, omul simte zona în care este altruist. La început, în stagiul 1, se simte pe el, pe ceilalți nu-i simte, ceilalți sunt niște obiecte. Dar, în stagiul 5, sensibilitatea lui se duce foarte larg. În stagiul 1, el poate simți ceva ce îi aparține. De exemplu, dacă mă duc la o domnișoară foarte elegantă, se vede rujată, imelată, aranjată, îmbrăcată, elegant și așa mai departe, și o ating pe veșminte, ea se simte atinsă pe personalitatea ei. Spune, de ce mă atingi? Nu spune de ce mi-atingi mâneca, de ce mi-atingi rochia. Ea chestia este ca pe un afront personal, de ce personalitatea ei se duce către zona socială pe care o influențează prin veșminte. Dacă mă duc la un șofer care este în stagiul de integrare pozitivă și fac așa în mașina lui, e ca și când aș da vreo doi pumni în cap, pentru că el așa percepe chestia asta. Mașina lui este extensia lui ca personalitate. Casa lui poate fi extensia lui ca personalitate. Și atunci dacă te duci și faci o altă ordine în camera, nu știu care, se supără că e intervenit în ordinea lui internă. Deci are o extensie, dar tot el este în centrul universului propriu. Și este altruist numai cu el însuși. Straturile astea de obiecte sau de relații pe care le are în jurul lui intră în aceeași definiție a eului. El nu se uită nicio clipă. În schimb, în stagiul 2 de dezintegrare pozitivă, el se uită pentru familie, de exemplu. El poate răbda de foame numai ca să asigure hrana copiilor. Poate să se sacrifice aruncându-se în fața mașinii ca să scoată copilul din pericol. Și asta este una dintre trăsăturile foarte interesante. Când gradul de altruism se lărgește, chiar dacă centrul e persoana lui, el e cel mai intens la marginea ariei de lărgire. Deci când a ajuns în stagiul 2 sau în stagiul 3 sau în stagiul 4, el se uită pe el.